Primăria municipiului Lugoj a anunțat că în cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere aflate pe agenda autorităților în acest an, prioritate va avea proiectul de refacere a asfaltului din zona centrală extinsă a orașului. Planul cuprinde înlocuirea stratului principal de uzură al drumurilor. Nu am mai făcut o astfel de acțiune generalizată de mai mulți ani pentru a da prioritate asfaltării străzilor din cartiere și acum este momentul să refacem și centrul, pentru că este zona cea mai intens circulată din municipiu. Zona pe care o avem în vedere este între școala numărul 4, primărie, universitate, podul de beton, strada Coloman Valiș, Bucegi, Cuzavodă, strada Episcop Dr. Ioan Bălan, sensul giratoriu de la stadion, strada Bălcescu, podul de fier primărie, a explicat Francis Boldea, primarul Lugojului. Finanțarea proiectului este estimată la circa 2 milioane de lei, aici fiind inclusă și realizarea marcajelor.